Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Știți cum e România acum după cutremurul din Italia? Ca elevul ăla din ultima bancă, ăla care se face mic, se ascunde după colegul din față și se roagă să nu-l scoată la tablă pe el la materia cutremur. Da, cam așa suntem noi. Aolo, aolo, iar nu m-am pregătit. Stai mă așa, că poate nu mă ascultă nici anul ăsta, da? Promit că până data viitoare învăț lecția, învăț tot. Și despre consolidarea clădirilor și despre tot. Ia uite, ia uite, e pe pagina mea, profa, te rog, Doamne! Doamne, ajută-mă, te rog, te rog, și nu mai fac blocuri din carton, jur, jur! Inconștiența unora este însă fără limite. La parter funcționează o florărie. Sunteți cu florăria de aici? Da. Și nu vă e frică să stați în clădirea asta? Ce-o vrea Dumnezeu? Ce-o vrea Dumnezeu, evident. Mă, dar n-ar trebui să vrem și noi ceva? Ce facem noi ca să limităm efectele unui eventual cutremur? E, uite că facem și noi, da, lipim buline roșii pe unele imobile și apoi ne uităm la ele. Unele clădiri s-ar putea să cadă tocmai din cauza bulinei. Păi la un kil, două, cât are bulina aia, mi se pare un risc enorm pentru structura de rezistență. Conform listei publicate de Primăria Capitalei, în București, 183 de clădiri sunt încadrate în clasa 1 de risc seismic și reprezintă un pericol public. Pentru această clădire de secol XIX, parcă nici bulina nu mai este de ajuns. Din ea a rămas doar fantoma unei case, care este însă un pericol zilnic pentru trecători. Nu vă e frică să treceți pe lângă astfel de clădire? Doar acum am remarcat, sincer să vă spun, acum văd în ce stare e clădirea și, într-adevăr, e... poate n-aș mai sta atât de mult prin zona. Alte 172 de clădiri sunt încadrate tot în clasa 1, dar fără pericol public. 183 de clădiri încadrate în clasa 1 cu pericol, 172 în clasa 1 fără pericol. 30 și ceva de sedii ale ISU au bulină roșie, fraților, iar spitalele abia acum sunt verificate. Bine că știm să numărăm. Mai greu e cu Mistria și cu Ciocanu. De consolidat în București au fost consolidate în ultimii 26 de ani, atenție, doar 75 de clădiri. Poate s-ar fi reparat un număr mai mare, dar unii proprietari n-au bani, alții n-au chef și mulți nu vor pur și simplu. Tocmai regimul de proprietate e o piedică în calea renovării. Unele case sunt abandonate, un fel de maidaneze de astea imobiliare. N-ai cum să te ocupi de ele. Primăria a consolidat în ultimii 15 ani doar 18 bucăți. 18! Și dacă în capitală se întâmplă asta, vă dați seama ce-o fi prin țară. Pentru restul, firește, există Dumnezeu. Ne dotăm cu un kit de rugăciuni și sperăm să fie bine. Nu-i așa, domnule Cioloș? În România, Doamne fer, să spun, sper să nu fim în această situație. Așa e, domnule Cioloș. Tehnocrație, tehnocrație, dar pe asta doar Dumnezeu o mai poate rezolva. Pe scurt, fraților, știm cu toții asta, dar nu prea ne pasă, ne prezentăm în fața unui potențial cutremur, exact ca steaua în fața lui City, tiki-taka o să ne facă. Ne speriem când se mai zguduie scoarța pe la vecini, ni se mai face frică în luna martie, când se împlinesc X ani de la cutremurul ăla mare din 77, apoi ne vedem din nou de ale noastre, până la următoare. Comemorare. Nu, Doamne, ia mă! Unde o fi de merit? Cât despre spitale, Gabriela Firea anunță că acelea din București vor fi optimizate după model japonez. N-am mai stat să văd ce înseamnă asta, dar trebuie să admitem că sună foarte mișto. Doamnă, auziți, dar catedrala e bine? A? Au intrat banii? E bine, e bine că au făcut popii o lucrare de vreo 16 metri sub pământ. Mai aveau puțin și le bătea necurat un țeava de la cazanul cu smoală. Băi, alo, băieții, ia mai încet cu bor mașinile alea, mă, că avem și noi o petrecere aici, da? Bine ați venit la Starea Nației. Doamne, băi, băi, stați așa, stați așa, ați aflat? Vai de mine, vin un coa. Cică se întâmplă ceva pe scena politică, foarte important.
Bă, vă zic, dar rămâne între noi, da? Nu mai spuneți la nimeni. Fiți atenți. Cineva urmărește destructurarea PSD-ului. Taram! Muzică din filme! A? Ce vorbești? Cineva cine? Credeam că poporul se ocupă cu asta. Bă, rog. Până acum au trecut de la PSD la PRU senatorul Daniel Savu, fostul lider al tineretului social-democrat Mihai Sturzu și deputații Cristian Rizea și Ion Eparu. În plus, purtătorul de cuvânt al acestui partid cu viziuni extremiste este fostul purtător de cuvânt și consilier al lui Victor Ponta, Mirel Palada. Pe scurt, ca să înțeleg chiar și eu, nimeni racolează oameni. Partidul România Unită ăsta e nimic, domne, e o piatră de pe marginea drumului, e un galoș găsit pe stradă, e nimic. E, și în acest nimic, dintr-o dată, ca la un semn, au început să intre tot felul de oameni. Însuși Mirel Palada, ăla cu pufoșenia, băiețașul ăla cu glume proaste în el, căruia i-a dat așa istoria un șold și l-a aruncat în șanț, gen a făcut umăr la umăr cu cine nu trebuia. Zi, Mirele, te-ai dus la PRU, hă? Să mor tu? Să moară mama. E, da, chiar da, e de vorbit aici. De ce naiba să plece cineva de la PSD, care pare în acest moment câștigătorul alegerilor din toamnă? Și nu doar oameni care sunt acum în PSD, că uite, a intrat și Sebastian Ghiță, care nu mai era în partid. Se adună, deci, lume, influență și cașcaval la partidul ăsta. Deci, ce avem noi aici? Păi există mai multe variante, fraților. Prima și cea mai plauzibilă ar fi că PSD își face un nou UNPR. Da, PSD-ului i s-a stricat UNPR-ul pe care îl dăduse în grijă lui Oprea și își face unul nou. A răposat UNPR, ce să faci? I s-au fleșcăit sprâncenele lui Oprea? E, lasă, mai facem un partid. De fapt, îl aveau făcut, că diaconul ăsta fusese el racolat mai din timp, când a început să miroasă urât treaba cu Oprea și când niște analiști au văzut ce amploare ia în Europa extremismul ăsta prost. Păi dacă e așa, ar mai fi ceva de zis aici. Vă dați seama cât de mare e PSD-ul ăsta dacă își permite să înființeze alte partide? Am primit un telefon, nu recunoșteam telefonul pentru că domnul Bogdan, am vorbit pentru prima dată ieri, mi-a spus că dacă nu vreau să mă aliez eu mișcării care are loc la această dată, dacă am văzut pe media că se construiește Partidul România Unită și mă invită să particip pentru că el vorbește în numele lui domnul lui Victor. Sigur că i-am spus că eu nu voi mai candida și până la sfârșit acestui mandat nu fac asemenea pas. După care mi-a spus că ar fi foarte de folos să mă înscriu pentru că se urmărește o destructurare a PSD-ului. Hai, frate, că vine și Victor. Da, da, Victor nu vine așa. Trebuie să se mai strângă niște oameni, să mai cânte unii în deschidere, până se adună popor ca lumea. Pe de altă parte, și asta ar fi a doua variantă, poate că România Unită, un partid ultranaționalist, o extremă dreapta de asta, în forma ei cea mai rudimentară, nu face decât să adune niște resturi de la PSD. Pentru că acești băieți sunt unii care nu vor mai candida pentru PSD. Așadar, poate fi pe ideea, oricum nu vă mai trece PSD-ul pe liste. Nu vreți să veniți la noi, că noi vă trecem pe liste. Hai, bă, băieți, că vine și Victor. Păi, da. Victor este foarte atacat. Toate părțile. E, da, îl atacă rechinii, domnule Dragnea. Acum cu Victor. Da, chiar el, Victor Viorel. Mi-a ieșit și o rimă. Cât de ridicol ar fi ca Ponta să meargă la Partidul România Unită. Cât de supărat să fie pe acest popor nerecunoscător ca să facă asta. Dar și cât de supărat să fie Victor pe el însuși ca să meargă la PRU. Și Dragnea ăsta, domne, ce mojic, putea să-i dea și lui Victor acolo, nu știu, un post de Sturzu, de Mihai Sturzu și tot era ceva. Dar a vorbit și Victor. Să-l ascultăm. O să explic pe înțelesul microbiștilor. Eu, la altă echipă din țară, nu mă prea tentează un transfer. Dar dacă am o ofertă de la o echipă mare din Europa care joacă și în Champions League, nu zic nu. Să vedem cât cere PSD de la transfer, că doar nu mă dau așa liber de contract. E, și pe bani ca lumea transferul, Victore, să fii mulțumit și tu, dar și clubul care te-a crescut
și căruia îi datoreze acum drumurile la DNA. Păi la vârsta dumneavoastră, domnul Ponta, și cu piciorul ăla bulit, eu zic să găsiți ceva în țările arabe. Doar acolo mai puteți păcăli pe cineva. Dar repede, căci că v-au făcut o ofertă și ăia de la Șoimii Pâncota. Da, la ăștia ar fi ok să vă duceți, că ei iau scorul de basket și, na, știu că vă place basketul. Ah! Ar mai fi și varianta ca PSD-știi să plece toți, domne, pe rând, așa, să ne trezim într-o zi că tot PSD-ul s-a mutat la partidul ăsta de extremă dreaptă. Domnul Dragnea, vedeți că știai naibii? Cât ați fost dumneavoastră la pește, au săpat un tunel pe sub PSD și evadează, pleacă toți la PRU? Haideți, domnule Iohannis, serios? Nici n-ați venit bine din concediu și v-ați și supărat pe noi? Ce v-am făcut? Cum ar fi să ne supărăm și noi pe dumneavoastră? Da, uite, eu o să plec acum din emisiune, domne. Da, gata, domne, extraordinar. Ne supărăm așa... E, hai că nu plec nicăieri, că abia am venit. Am zis că n-o să vă spunem pasta cu concediu. Dar e aiurea. E aiurea să nu ziceți unde mergeți. Sunteți președintele țării pentru numele lui Dumnezeu. Se sparge naibii, o țeavă, facem inundație, lasă un nebun apa deschisă în țară. Nu trebuie să știm și noi de unde vă luăm? Noi, poporul, nu prea avem bani de vacanțe, dar dacă ar fi să plecăm din țară, v-am zice unde ne ducem, domnule Iohannis. Am auzit că plecați în țările nordice, tovarășii director. Toți președinții ăștia din lumea civilizată, cum ne place nouă să spunem, dau un comunicat când pleacă în concediu. Alo, băi popor, vezi că sunt la rădăuți. Nu răspund la numere ascunse și la bipuri. Hai noroc! De ce să vă supărați când vă întreabă un reporter dacă n-ar fi fost nimerit să mergeți în Italia? Am reiterat și acum, la întâlnirea cu domnul ambasador, disponibilitatea noastră de a veni cu sprijin logistic, material. Cu sprijin logistic, material? Material, domnul președinte, ce limbă e asta? Sună a la marean, așa. Vedeți? Exact ce vă spuneam la început. Și noi ne putem supăra pe dumneavoastră din orice prostie. Și nu cred că ieșiți bine deloc. Material, dar mai ales nematerial. Hai să zicem că n-am auzit-o pe asta. Sunt voci care spun, domnule președinte, că poate ar fi trebuit să mergeți acolo în Italia. Cum le răspundeți? Vă mulțumesc. Unde ați fost în concediu, domnule președinte? Chiar nu puteați să răspundeți, domnule Iohannis? A fost o întrebare pertinentă, domn președinte. Puteați să spuneți. Auzi, drăguță, nu mă duc în Italia că mi s-a plecat de la atâtea călătorii. Doar ce am venit de pe drumuri. Mai stau și eu pe acasă. Și mai e ceva, domnule președinte. Aveți așa o mimică foarte arogantă, domne, sunteți foarte scârbit, ridicați nasul, așa, ce puțea întrebarea asta? Vi se pare aiurea să ne spuneți unde ați fost în concediu? Vi se pare aiurea să ne răspundeți la întrebarea despre mersul în Italia? Nu vreți să facem altfel? Veniți dumneavoastră în fața microfoanelor, vă puneți singur întrebări sau îl rugați pe un sepepist de acolo, răspundeți și plecați. Ce-i cu acest comportament? Ce-i cu alintul ăsta prostesc? Uite, iar mă supăr, iar vă întreb ceva nasol. O mai știți pe aia cu traseismul politic? A? E foarte tare, haideți să vă povestesc. Ați promis dumneavoastră că o rezolvați pasta cu traseismul în primul an de mandat. Că puneți presiune pe instituții, că alea. Mai știți ceva despre asta? Ce? Ce, domnule, iar v-am deranjat? Iar vă pute? A? Ce nas fin are, domn președinte? Ce vrei, frate? Băia din centrul Sibiului, da. Acolo era casa aia luată cu documente false, chiar în buricul Sibiului. Vai, s-a lipit pușcăria de George Copos. Ce, domnul Copos? V-ați murdărit de pușcărie și nu mai iese, a? Păi dacă nici în pușcărie n-a stat potolit, așa e pușcăria asta, domnul Copos. Pleci și ea vine după tine. Acu știe și unde stați, atenție. Da, cam aiurea ce se întâmplă, un spectacol jalnic.
Copos, deci Copos, da, băiatul ăla care abia leagă două fraze, trebuie să-i convingă pe procurori că a scris lucrări științifice. Domnul Copos, aveți mai multe șanse să-i convingeți că n-ați furat un act de siguranță toată viața, că sunteți virgin sau, nu știu, că v-ați născut anul trecut. Orice, dar nu asta cu dumneavoastră, autor de lucrări științifice. Toți cei care au fost la Rahova au respectat în tocmai legea 254 din 2013, articolul F. Deci toți au respectat, iar la Rahova a fost și sunt convins că este și acum o conducere extrem de exigentă și au fost extrem de riguroși în tot ceea ce înseamnă elaborarea acestor lucrări științifice. Oh, da, foarte exigenți. Se plimbau printre bănci, vă dădeau cu linia peste palme dacă vă uitați în lucrarea științifică a colegului. Ce prosteală! Ia, treceți în clasă, haideți! Hai, treceți în clasă, în clasă! E, dar lasă că, uite, așa s-a prins școala de voi. Ați scris toți câte 3-4 cărți. Chiar voiam să vă întreb, mai rămâneți în România acum sau mergeți să vă continuați studiile la o universitate mare de afară? Că setea asta de învățat, de educație, domnule Copos, ci că nu se ostoiește așa cu una, cu două. Nu știu, ar merge un Oxford ceva, domne, pentru dumneavoastră. Acolo vă văd. Da, gen portar sau să tundeți gazonul în fața rectoratului? La ce vă gândeați? A, bine, ar mai fi varianta în care vă uniți cu Gigi și cu alți mari autori și da, cumpărați Oxfordul ăla. E și asta o posibilitate, nu? A, ce drăguț, ce drăguț! S-a terminat vacanța și Elena Udrea s-a întors la școală. Face calcule, da, calcule electorale. Chiar, doamna Udrea, vi s-a întors și mintea din concediu? E, și doamna Udrea se crede vrăjitoarea Vanessa, face previziuni, ci că viitorul premier al României va fi Traian Băsescu. Cum să vă spun eu, care Românie, doamna Udrea, nu vă supărați? Aveți dumneavoastră una acasă, de asta de jucărie? Și mai vine Nea Traian din când în când să se joace cu ea? Cel mai bun să fie prim-ministru, cel mai bun este Traian Băsescu. Și nu că o spune Elena Udrea, este evident, cu atât mai mult cu cât prin contrast sau prin comparație cu domnul Iohannis, cred că toată lumea îl vede pe Traian Băsescu într-o lumină. Chiar și cei care erau adversari, cred că îl văd acum ca fiind cea mai bună soluție pentru guvern, pentru că președinte nu mai poate fi. E, sigur, ziarele pot titra așa. O fată din Buzău ajunsă moți pe pile și pe tot felul de sprijinișuri, cu un soț penal, având ea însă și o grămadă de dosare, zice: da, presa poate titra că Elena Udrea afirmă. Serios? Adevărul e că multora dintre voi v-au luat mințile, funcțiile și banii. O fată modestă, care are carte cât să știe că dacă e verde la semafor treci, dacă e roșu stai, a dat de bani, de mulți, mulți bani. Mai exact, a dat de banii noștri, fraților. Și acum se sparge în figuri. Presa poate să titreze că... Dar nu vrei tu, nuții dragă, să vorbești cu presa pe care ai plătit-o atâta timp? A? Să titreze aia. Dar mă enervez tot mai rău, nu mai zic nimic, da... Ce să-ți povestesc, ziarele pot titra. Haideți să o mai facem de râs pe doamna. Mă bucur să văd lucruri pe care le-am făcut. N-am nostalgii pentru că eu nu mi-am dorit doar să fiu ministru. Eu mi-am dorit să fiu președintele României. Vă mai doriți? Vă mai doriți? Nu am vibrat suficient. La momentul acela nu știam lucrurile acestea care le știu, pe care le știu astăzi. Eu am spus așa acum. Și o spun știind și ce zi este și că Dumnezeu ne vede pe toți, eu dacă am greșit în fața oamenilor, pot să-mi asum lucrul acesta. În fața lui Dumnezeu nu am greșit. E, n-ați greșit în fața lui Dumnezeu, dar și Dumnezeu a zis, Elena, nu, domne, n-a greșit. Doamne, vă dați seama că femeia asta, mă rog, cum spuneam, doamna Udrea, vi s-au întors și mințile din vacanță? Ori și-au luat așa un an de pauză să facă înconjurul lumii? Omul care a tocat miliarde la dezvoltare, care comanda televiziuni și presă scrisă cu bani, cu foarte mulți bani, care, dar n-are rost că stăm aici până mâine. A, doamna Udrea, o întrebare. Nu vă e teamă, doamnă, că poate există Dumnezeu? Plăceam de m-am spovedit prima dată, prima dată în viața mea, în 42 de ani, în luna noiembrie anul trecut.
înainte, în 2015? Octombrie 2015. Nu înțelegeam importanța acestui act. Sunt lucruri care, într-adevăr, mi-au apăsat conștiința și sunt lucruri pe care nu pot să le spui. Și v-au chemat la spovedanie pentru că v-au denunțat alții înainte la preot sau v-a apăsat conștiința așa? Să nu ne spuneți că aveți dosar și la Patriarhie, doamna Udrea. Ce capete de acuzare sunt acolo? Ați luat numele domnului în deșert și nu l-ați mai adus înapoi? Ați poftit la conturile altuia? Și cam ce gen de apăsare era? Ca un sac cu bani așa pe care îl duci în spinare? Genul ăla de apăsare? Nimic mai amuzant decât aventura noastră cu spațiul Schengen. Cred că stau ăia la Bruxelles, se uită pe geam și când ne văd că ajungem, ia că au venit românii cu intratul în Schengen, hai că ne distrăm și azi. La început a fost așa: domne, nu putem să intrăm pentru că asta e, nu îndeplinim condițiile. A mai trecut o vreme, după care ci că am îndeplinit condițiile și am intrat în Schengen. Ce amuzant! Nu, n-am intrat, normal că n-am intrat. Băsescu, România a îndeplinit toate criteriile de aderare la spațiul Schengen. Da, deci am îndeplinit condițiile, dar ei nu ne lăsau să intrăm. Mamă, nervi pe Traian Băsescu, s-a strop și la ei, curgeau apele pe el, săracu. Îi venea să vomite de nervi la Bruxelles. Mă rog, era acolo și bufet ăsta cu totul la liber, deci nu știm exact de la ce-i venea să... I-au zis ăia, așa Băse, ia zi tu mă băiatule. Păi, noi îndeplinim tot, da? Noi suntem, adică, în regulă cu toate... Alo, hai fuga la avion, că poate ți înnodăm și returile. După care s-a întors Băse în țară, la aeroport. Mamă, țineți-mă, onaca, ține-mă, tată, să vezi ce le fac, ce nenorociți! A trecut ceasta, a plecat Băsescu, s-a ramolit de tot, știți povestea. Apoi a venit Klaus Iohannis. Iohannis nici nu vorbește despre Schengen, mucles. Nu-l interesează, domne, că nu-și face concediile în Schengen. Nu-l ajută cu nimic. Dar Cioloș este foarte interesat de problemă, ceea ce e și normal pentru un premier tehnocrat. De mai bine de 5 ani, României îi este negat accesul la Schengen pentru motive politice care în acest moment mi se par total depășite de realitățile cu care ne confruntăm cu toții. Așadar, cum stăm? Păi stăm bine, doar că stăm rău, cam asta e. Probabil discuția a fost așa. Să rămână, doamna Schengen, îndeplinim și noi condițiile de, cum ar veni, intrare, ca să zic așa, da, le îndepliniți. Deci ne lăsați și pe noi să intrăm? Nu. Bine, să rămână, mulțumim. Deci nu mai avem nicio problemă. Asta e, frate, e totul ok, dar nu ne primesc. Ce simplu era! Bravo, domnule Cioloș! Hai că am încheiat discuția! Băsescu se oftica, ne oftica și pe noi, să știți, dar dumneavoastră le ziceți așa, ca și cum s-a rezolvat treaba. Da, s-a rezolvat, nu se poate. Nu am reușit la nivel colectiv să găsim cele mai bune soluții. Mai mult, în dezbaterile mult prea fierbinți care au urmat, am pierdut ceva din coeziunea politică a procesului decizional la nivelul Uniunii Europene. Cum? Domnul Cioloș, să nu le spuneți vreodată povești copiilor, că o să le înnodați neuronii. Deci n-am reușit să găsim cele mai bune soluții, am pierdut ceva din atenție, coeziunea politică a procesului decizional la nivelul UE. Ce e asta, domnul Cioloș? E mult mai simplu de atât. Nu ne primesc, domne, nu ne lasă să intrăm. E ca și cum ți-ai luat bilet la film, ai cumpărat popcorn, suc și tot ce trebuie și ai vrea să intri. Iar ăla de la ușă ar zice... Bă, tu, nu. Dar de ce? Că am bilet, am dat bani pe el. Mă, n-auzi, tu nu intri. Scrie aici că îmi rezerv dreptul de a-mi selecta clientela. Hai, stai eu că te iau și floricele, le-auzi? Altfel, domnule Cioloș, pe partea cu Italia și cu românii de acolo, cum spuneam și eu aseară aici la emisiune, super, domne. Bravo, jos cu pălăria. Așa se face, așa e normal. Premierul a plecat astăzi în Italia. Premierul Dacian Cioloș a ajuns așadar în urmă cu puțin timp în Italia și va merge în zonele devastate de cutremurul de săptămâna trecută. Șeful guvernului se va întâlni cu românii afectați de seism, iar în această seară va participa la funeraliile organizate la Amatrice. Altceva,
cum să vă zic, ni se spune că nu suntem solidari, că nu suntem un popor ok dacă nu donăm pentru cumințenia pământului. Nu știu, nu sunt de acord cu mesajul ăsta, cu felul foarte agresiv în care e pusă problema, că dacă nu dăm bani înseamnă că suntem proști. Dar cu siguranță nu e în regulă să ne abandonăm unii pe alții în momentele cele mai grele pentru comunitate. Ori de-aia era important ca premierul să fie în Italia și bravo lui că s-a dus. Ah, și acum, pentru că am văzut că sunteți ascultător, fiți atent ce mai trebuie să faceți. Ați plecat în Italia cu Dragoș Pâslaru, da? Ministrul muncii. E, găsiți dumneavoastră pe acolo ceva de muncă, nu știu, la un bătrân, așa, să aibă grijă de gospodărie, orice. Și mai sunt chestii de făcut, vi le spunem la întoarcere. Cu abuzurile ANAF, cu celelalte, sunt multe, oho! Opa, stați așa că iar ne unim câteva zile cu Republica Moldova, da, cu frații noștri de peste Prut și cu surorile noastre, evident, mai ales cu ele. Na, să nu sară cineva că facem discriminare pe bază de sex. Poate că nu ne-am fi unit, de fapt sigur nu ne-am fi unit, dacă nu ne-ar fi enervat ambasadorul Statelor Unite la Chișinău. Americo, tu îi pui pe ăștia să ne încurce? Da, domne, s-a apucat el să ne explice cum e cu istoria Moldovei, cu istoria României. Bă, țâcă, bă, stai în banca, dacă ne unim acum, dă-mi te vezi, auzi? Alăturarea Republicii Moldova de România nu este o alegere practică, nici chiar ca o cale de integrare în Uniunea Europeană. Declarația făcută de ambasadorul american la televiziunea publică din Moldova a încins spiritele la Chișinău. Moldova is not Romania. Moldova is going, has its own unique history and its own unique challenges. Și abia grăi ambasadorul ce mai freamăt, ce mai zbucium. Țara clocotii de zgomot și de arme și de bucium. Ce vorbești, mă? S-a enervat lumea pe aici, au sărit răze și la beregatălul ăsta. Primul pare să fi fost Traian Băsescu. Nici nu-i de mirare, dacă ne gândim că și-a luat omul recent cetățenia Republicii Moldova. Adică e de acolo, nu putea să... S-a ridicat deodată de la masă. Mă, și când l-a luat pe trimisul marelui Licuriș la Chișinău, Doamne, Maica Domnului, fiți atenți. Ex-președintele României l-a etichetat pe James Petit trâmbița Moscovei și l-a acuzat că emite teorii similare cu cele din vremea lui Stalin și dragi propagandei lui Putin. Potrivit lui Băsescu, prin afirmațiile sale, ambasadorul american face servicii neprețuite Moscovei, dând o grea lovitură chiar realităților istorice și susținând mistificarea istoriei României. Cum era sloganul ăla din campania pentru prezidențiale? Doar Ponta a reușit să le enerveze în halul ăsta pe Nea Traian. Doar că Nea Traian nu mai este decât bunicul unui partiduleț de 4-5% acolo, are mai puțin decât berea, domne. Nu prea mai contează ce spune el. Analiștii profesioniști au fost mai ponderați. Au zis că stai să vedem ce-i cu ambasadorul ăsta, dacă a vorbit de la el din tărtăcuță sau a citit un telex cu instrucțiuni de la Departamentul de Stat. Să știm și noi cum stăm, nu ne aruncăm ca nebunii așa. Confi noi, frați, cu moldovenii, dar, cum zic, avem un parteneriat ăsta cu americanii, e încurcată rău treaba. Suntem într-o relație de-asta foarte complicată. Și apropo de frăție, fostul ministru de externe Cristian Diaconescu, tipul ăla cu aer intelectual care s-a compromis în preajma Elenei Udrea, da, domnul, zice că UE ne-a încurajat mereu să ne comportăm ca un frate mai mare al Republicii Moldova, să-i arătăm calea spre UE, să o învățăm cum se face, chestii de-astea. Din momentul ăsta trebuie să cântărim cu atenție declarația americanului, cum că Moldova n-are treabă cu România și mai ales să vedem dacă urmează vreo replică dinspre Washington, domne, ca la cutremure, că s-o fi trezit omul cu capul greu după o degustare de-aia moldovenească, naiba știe. A, iată, tot pe cartea prudenței a mers și domnul Tăriceanu, președintele Senatului și al doilea om în stat. Da, al doilea om în stat și primul om la ghișeu de la permise.
Am luat cunoștință cu surprindere și îngrijorare de textul declarației făcute acum două zile de ambasadorul SUA la Chișinău, James Petit, pe care o resping fără echivoc. Datorită gravității celor afirmate de ambasador, declarația ar necesita explicații suplimentare din partea autorităților americane. Cu surprindere și îngrijorare, surprindere și îngrijorare. Unde am mai auzit eu chestia? Ah, da! La primul om în stat, la Klaus Iohannis, frate, corect. Fiți pe fază că sigur urmează și reacția președintelui Iohannis. E, dați-i o săptămână așa și cum să? Nu e, frate, că mă uit să nu fie vreo Cristiana Angel pe aici, că dacă îmi rupe naibii pantaloni... Ha! Doamne, e doar poza. Puh, ce m-a speriat! Nu că s-a declanșat doamna Angel, fraților, da, asta ce a stat, a dormitat două luni, dar acum gata, a intrat în cantonament și s-a apucat de lucru pentru noua sesiune parlamentară. L-a prins pe Emil Boc, săracu, pe internet ăla mic, pricăjit, l-a spus și iată. Cred că ar fi momentul să se inventeze un vaccin anti-Cristiana Angel. Blestemat să fii în veci de veci, să nu ai liniște și pace nici pe pământ, nici în cer. Știi câți oameni s-au sinucis din cauza ta, criminal ordinar? Știi câți au murit din cauza închiderii spitalelor? Sufletele lor să te bântuie și ziua și noaptea. Atunci au plecat românii din țară, slugi pe meleaguri străine. Vai de sufletul lor! Tu, cu PDL-ul tău și cu Băsescu, ați distrus o nație, nu numai țara. Ați tăiat ca să aveți ce fura ca în Codru. Dacă trăiam într-o țară normală, tu nu ai fi ajuns niciodată premier. Coasa era de ajuns pentru tine. Sau, la ora actuală, ți-ar fi putrezit oasele la ocnă, jigodie penală. Senator al României, frate. Grupul parlamentar Mahalaua cu coș de semințe la colțul gurii. Bine, dacă te uiți două minute pe blestemul ăsta, îl dai pe tot peste cap, nu mai rămâne nimic din el. Auzi, au murit oameni din cauza închiderii spitalelor. După cum vedem, doamna Angel, nici pacienții din spitalele guvernării Ponta nu sunt tocmai în siguranță. Au plecat românii din țară pe vremea lui Boc. Așa și? De ce le plângeți atâta de milă? Doar ați văzut cu cine au votat. În loc să voteze cu domnul Ponta, cu românul nostru mândru, ei au votat cu nemțălău, cu Mutu. Se pare că românilor le place prin străinătate, doamnă. Le-a făcut un bine domnul Boc. Ba chiar au stat de 3-4 ori la cozi ca să apară la televizor. Ai naibii! Îmi pare rău pentru acele cozi, pe care însă ulterior am aflat că nu le-am făcut eu cozile, ci cei care se așezau de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori la rând ca să fie cozi să se dea la televizor. Și-o mai zicea doamna Angel și pe aia cu țara normală. Dacă trăiam într-o țară normală, tu nu ai fi ajuns niciodată premier, Emil Boc. Posibil. Pe de altă parte, dacă noi trăiam într-o țară normală, doamnă, dumneavoastră nu ajungeați niciodată senator, pentru că n-ar fi avut Felix niciun partid, așa că nu mai pierdeam vremea și cu dumneata. Apropo, ați ocupat o lună, doamna Angel, o lună și ceva, un pat de spital cu greva foamei televizată. Da, aici, Doamne Dumnezeule, aici ați câștigat titlul de Miss Greva Foamei, mi se pare. Poate cineva avea nevoie de patul ăla de spital. Nu e bine, nu? Nu vă place? Nu că l-apăr pe Boc, evident că nu l-apăr. Dar așa, ca idee, din partea unui senator, ne așteptam la niște vorbe meșteșugite. Sunteți învățătoare pentru numele lui Dumnezeu. Nu puteți să dați așa drumul la un șuvoi de lături și blesteme de cea mai joasă speță. Și de la ce s-a pornit Cristiana Angel? E, uite de la ce, fiți atenți, că nu e... Boc nu vrea pensii speciale. Dar tu ce ai, mă? Nu sunt de acord cu pensii speciale pentru a crea categorii de privilegiați. Este de preferat și de dorit să ai salarii decente. Păi, doamna Angel, să vă spun un secret, doamnă. Nimeni nu e de acord cu pensiile speciale. Nimeni, în afară de parlamentari și de alți beneficiari. A, da, ia să mai lămurim o chestie. Dacă îi urmăriți puțin activitatea, veți observa că doamna Angel este trup și suflet pentru pensiile militare. Cum zice unul o vorbă despre pensii, cum sare Cristiana cu blestemul? Ei bine, soțul doamnei... Da, doamna are un soț, săracul de el. Soțul, așadar, este pensionar militar. Așa scria dânsa în declarația de avere acum 4 ani. Mă rog, între timp a renunțat la formularea pensie militară. Acum apare acolo pensie impozitată. Haideți, doamnă, că nu-i nicio rușine. De ce vă feriți?
Dovadă faptul că eu nu sunt de acord cu ceea ce propune actualul guvern de ciuntire a pensiilor militarilor, sub nicio formă. Da gata, gata, destul cu Cristiana Anghel, că imediat sare cu blestemul aberegată. Rea, domne, rea. O vezi așa, cu desene animate pe sacou și zici, uite ce duduie de treabă. Dar uite așa te apucă și nu mai scapi. Vai, ce bună era o Cristiana Anghel la Jocurile Olimpice, vai de mine. Mai speria niște adversari de pe margine, domne. Nea Gigi, ia o bre la Steaua, ascultă la mine într-un an, o dai mai scump decât l-ai dat pe stanciul ăla. Urmează o veste șocantă. Începând de joi, 1 septembrie, parlamentarii încep munca. Doamne, groaznic! Aolo, v-am luat prin surprindere, nu? Ați și uitat că avem parlament. Dar ce zic eu de voi? Cred că până și parlamentarii au uitat. Norocul lor este că noua sesiune parlamentară începe în forță, domne. Da, cu un weekend. Este, mă! Va fi de altfel și singura zi în care senatorii și deputații vor lucra, pentru că apoi urmează weekendul și vor pleca acasă. Era și cazul, nu cumva să intre în vreo depresie, Doamne ferește. Păi ce voi credeți că e ușor? Nu e. Trecerea la un regim intens de lucru este dificilă, domne, și necesită o perioadă tampon pentru readaptare. Și ca să vedeți că nu-i deloc ușor să fii parlamentar, vă mai spun și că peste câteva săptămâni vine vacanța dedicată campaniei. Aia electorală, nu aia agricolă. Aolo, numai în pielea lor să nu fii. Nu, că te dă peste cap programul ăsta, domn. Senatorii și deputații au teoretic enorm de lucru în cele 3 luni ale sesiunii parlamentare de toamnă. 680 de proiecte de lege au fost depuse anul acesta la Camera Deputaților și la Senat. 235 nici măcar nu au fost repartizate comisiilor. Problema este că peste câteva săptămâni începe campanie electorală, iar aleșii vor sta mai mult prin teritoriu decât la camere. De aceea, parlamentarii trebuie să tragă tare și să rezolve câteva priorități. Da, mai ales prioritatea de dreapta și prioritatea de stânga. Nimic să nu rămână neprioritizat. Corect. Pomana electorală ținută la sertar pentru sesiunea de toamnă. Pe masa deputaților și senatorilor se vor regăsi în ultima sesiune parlamentară inițiative legislative care, atunci când nu sunt populiste și afectează bugetul statului, sunt orientate spre îmbunătățirea vieții aleșilor și a persoanelor din anturajul lor. Parlamentarii urmăresc acordarea de pensii speciale pentru mai multe categorii socioprofesionale. Exact! Sinecuri pentru parlamentari, pensii speciale pentru consilierii lor și multe, multe sporuri. Vom vorbi despre ele la timpul lor. Parlamentarii vor face și un videoclip pe acest subiect, ca să ne intre bine în cap ideea. Vă arăt acum un model de câteva secunde. Imaginați-vă că în mijloc se află Cristiana Anghel, care spune în stilul său suav, sporuri, sporuri, sporuri. Joburi, joburi, joburi! Să nu uit, încă 3 chestii scurte cu plecările astea de la PSD către PRU. Legat de Ponta, e exclus să plece. Nu părăsește el Facebook-ul pentru Palada și câțiva amețiți. 2. Am înțeles că ăștia din PRU au primit deja scrisori de simpatie de la mai mulți alegători PSD. Spre exemplu, 2 cimitire din Dolj au transmis că vor vota cu ei. Și 3. Doamne, să nu-i spuneți lui Neanelu Iliescu că se rupe PSD-ul. Doamne ferește, doamne, la vârsta dumnealui asta ar putea să-i fie, adică omul ar putea să, adică, tovarășul Iliescu se sparge PSD-ul, bre, da, praf să face, eh? Mă rog, nu ăsta era subiectul. Voiam să vă spun că fără să-și dea seama, Ponta i-a ajutat pe procurorii DNA în dosarul în care Tăricianu i-a acuzat de mărturie mincinoasă. Nu e tare? Oho, nu că e tare. E de cascadorii râsului cu Stan și Bran. Deci tocmai Ponta, zis și mitomanul, să contribuie indirect la deschiderea unui dosar de mărturie mincinoasă, nici nu e amuzant, nu? Tăricianu a fost prins cu minciuna de procurorii DNA după ce au ieșit la iveală mai multe interceptări. Monitorizarea îi viza pe consultantul Tal Silberstein, ziaristul Dan Andronic și fostul consilier Marius Marcovici. Președintele Senatului a intermediat mai multe întâlniri între Silberstein și fostul premier al României, Victor Ponta. Atunci când a fost audiat, Tăricianu a negat că a ținut legătura cu Andronic și Silberstein. După ce aceștia i-au oferit consultanță la alegerile din 2008. El doar a admis unele întâlniri
sporadic și a negat vehement că l-ar fi prezentat pe israelian altor politicieni din România. E, ulterior s-a întâmplat ca Victor Ponta să povestească la DNA cum Tăricianu i-a făcut cunoștință fix cu acel consultant. Incredibil, se pare că Ponta are un talent deosebit de a fi mai mereu pe picior greșit. Când erau accidente sau vreun cod roșu de ger, el era ba la restaurant, ba la sala de basket. Acum când avea și Tăricianu nevoie de puțină discreție, vine Victor și dă din casă. Ce zvai? L-am găsit pe Tal Silberstein acasă la domnul Tăricianu, la care eu m-am dus pentru discuții politice. Întâlnirea cred că a fost în anul 2014, iar discuția a fost în legătură cu formarea unui nou partid politic de către domnul Tăricianu, a spus Ponta. V-am mai zis de atâtea ori că oamenii ăștia doi, inimă zburdalnică și Victor, par făcuți unul pentru celălalt. Unul e pilot, celălalt copilot. Amândoi au probleme cu statul românilor la cozi. Acum aflăm că amândoi au probleme și cu minciunile. Păi atunci luați-vă, fraților, de tot, ce mai așteptați? Nu-i nicio rușine, n-ar fi prima dată. Adică PSD-ul să absoarbă ALDE. La ce vă gândeați, nebunilor? E, hai că sunteți deja obraznici. PSD-ul e prea mare, domne, n-ar avea loc în sufrageria lui ALDE. Suntem pe unul din primele locuri din lume la categoria drumuri proaste. Ia uitați-vă, o groapă, ce să... Așa au decis utilizatorii aplicației pentru șoferi Waze. De fapt, la categoria drumuri și neamuri proaste. Pentru că, din ce am înțeles și eu, per total nu e vorba doar de starea șoselelor, ci și de nesimțirea din trafic. Dar să privim partea plină a paharului. Suntem în top 10 drumuri pentru căruțe. A? A? Gropi, denivelări, drumuri fără marcaje, ambuteiaje și accidente. Toate sunt încercări grele prin care șoferii străini trebuie să treacă atunci când ajung în România. Câteva mii dintre ei au folosit aplicația Waze și ne-au dat note. Așa a intrat țara noastră în topul statelor cu drumuri foarte bune și foarte proaste, evident la coada clasamentului. M-auzi? Ci că șoferii de la noi sunt pericol public, adesea agresivi și mereu grăbiți. Parcă văd acum că trebuie să are fibra de român mândru și punem repede mâna pe furci, pe topoare, pe băta de baseball de sub scaun. Ce-au zis, mă, ăștia? Că suntem noi agresivi și că nu știu ce? Ia să-i dăm bani judecată pe ăștia care pun note la Waze-ul ăla, la tribunal cu ei, la pușcărie cu aplicația asta, băi, la pușcărie cu internetul. Dă-l drecu și dă-l ambițios, mai zicem. Da, în realitate nu era nevoie, fraților, de o aplicație ca să aflăm că suntem la pământ cu drumurile și cu atitudinea în trafic. Uite, ca să vedem mai clar cum stăm în materie de șosele și de năravuri la volan, fiți atenți ce s-a constatat după demolarea celor 200 de metri din autostrada de la Sibiu. Știți că după demolare, circulația a fost deviată pe drumul național, paralel cu autostrada, unde, atenție... Au început să apară accidente peste accidente. Asta după ce vreme de 9 luni, cât s-a putut circula pe autostradă, niciun accident grav nu mai avusese loc pe această porțiune de drum național. Astfel de scene se petrec săptămânal pe acest tronson de drum, fie că vorbim despre accidente grave sau ușoare. De această dată însă este vorba despre a opta persoană care și-a pierdut viața aici, pe această porțiune, după închiderea autostrăzii. Mai clar de atât nu se poate. Cum s-a închis autostrada și traficul a revenit pe vechiul drum național cu o singură bandă, au bubuit accidentele, fraților. Asta este esența, este rezumatul perfect al stării în care ne aflăm. Dedic asta celor care tot comentează, domne, că nu avem nevoie de drumuri moderne, dar și ălora care nu vor să o lase mai moale cu șicanările în trafic și cu viteza. Iar viitorul sună rău, cu scârțâii de frâne și zgomot de tablă înfundată. Care este lucrul care v-a marcat cel mai mult de la venirea în această companie? Pentru mine, sincer, a fost un șoc să văd că toate proiectele, fără excepție, au probleme incompatibile cu evoluția. Toate proiectele au probleme incompatibile cu evoluția. Asta e împrumutată de la medici. Știți că ei mai spun uneori, pacientul a avut leziuni incompatibile cu viața. Adică a murit. Așa și proiectele de infrastructură. Sunt născute moarte. Altfel spus, suntem în pom, fraților, iar pomul este în aer. Adică e incompatibil cu pământul, ca să vorbim și noi în termeni de ăștia elevați.
Asta a fost, dragii mei, ne vedem și mâine la aceeași oră, 22:30 de minute, tot aici la Digi24. Ne găsiți pe Facebook la pagina Starea Nației, dar și pe www.stareanației.ro. Noapte bună!